1313 cazuri noi de COVID-19 sunt raportate în România, ajungându-se la un total de 1.098.765 de cazuri. Dintre acestea, 1.055.059 de persoane au fost declarate vindecate. Astfel, în ultimele 24 de ore în județul Arad s-au înregistrat 18 cazuri noi, în Caraș-Severin 22 de cazuri, în Dolj 17, în Gorj sunt 9 cazuri, în Hunedoara 16, în Mehedinți 4, iar Timișul are 79 de cazuri noi. Incidența cazurilor de îmbolnăvire este la Arad de 0,32 la 1000 de locuitori, în Caraș-Severin de 0,33, în Dolj și Hunedoara de 0,36, în Gorj de 0,17, în Mehedinți 0,16 și în Timiș de 0,63 la 1000 de locuitori. România are înregistrate 34.570 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu SARS-CoV-2, 31 de decese înregistrându-se în ultimele 24 de ore, inclusiv în județele Arad, Caraș-Severin și Timiș. 2.303 persoane infectate cu SARS-CoV-2 mai sunt internate în acest moment în unitățile sanitare de profil din România, dintre care 291 sunt pe secțiile de terapie intensivă. Prologul Turul Ciclist al României 2021 începe astăzi la Timișoara. Startul va fi dat în parcarea Universității de Vest la ora 18 și se va încheia în același loc la ora 20. Cicliștii vor pedala pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Podul Mihai Viteazul, Strada 20 decembrie 1989, Piața Iancu Huniade, Bulevardul Ion Cebrătianu, Strada 20 decembrie 1989, Bulevardul Loga și Regele Ferdinand. Traficul rutier va fi închis astăzi între orele 16 și 22 pe aceste bulevarde, iar între orele 12 și 22 pe strada Traian Lalescu pentru instalarea și dezinstalarea zonei de încheiere a turului. Locuitorii din Motru, județul Gorj, mai au o zi la dispoziție pentru a depune cererile pentru debranșarea de la alimentarea cu gaz a orașului. Până în 1 septembrie, motrenii se pot prezenta cu cererile la sediul Societății Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru. Cei care au depus-o deja vor putea depune documentația necesară până în data de 10 septembrie 2021. După ce această perioadă va fi încheiată, uzina va intra în programul de revizii și reparații înainte de noul sezon rece. De la începutul anului și până în prezent, sute de motreni au depus cereri pentru debranșare din cauza incertitudinii cu privire la capacitatea companiei de a furniza agent termic și apă caldă în sezonul rece care stă să înceapă. Uzina de agent termic și alimentare cu apă Motru este în insolvență și nu a mai reușit să plătească anul acesta certificatele de CO2. Cea de-a cincea ediție a Central European Film Festival începe miercuri 1 septembrie la Timișoara. Timp de 5 zile, publicul este așteptat să descopere povești palpitante care vor menține vie pasiunea pentru film în mai multe locații din oraș. Piața Unirii, Aula Magna a Universității de Vest, Grădina de Vară Capitol, Casa Artelor și Faber. Ediția de anul acesta revine la formula originală cu următoarele module: competiție, filme din ultimii 2 ani central europene, sud-est europene sau coproducții premiate la diverse festivaluri reprezentative pentru țările din care provin, panorama, filme studențești, filme documentare, filme pentru copii, plus Focus Norvegia. Tot la categoria evenimente conexe intră și atelierele de educație cinematografică ale celor de la Asociația Culturală Contrasens, dedicate tinerilor între 14 și 26 de ani. Intrarea la evenimentele din festival este gratuită. Înscrieri se pot face la adresa afișată pe ecran, iar bilete cu valoarea de 0 lei se găsesc pe Eventbook sau iabilet.ro. Masca este obligatorie pe toată durata a proiecțiilor, iar evenimentele vor avea loc cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță necesare. Reșițenii care își vor lăsa mașinile la voia întâmplării vor fi nevoiți să plătească pentru ele. Miercuri 1 septembrie va intra în vigoare regulamentul de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar pe raza municipiului Reșița. Pentru ridicarea și transportul vehiculelor, autoritățile vor percepe o taxă de 500 de lei, iar pentru depozitarea și paza lor, aceasta va fi de 100 de lei. Primarul municipiului Ioan Popa le recomandă cetățenilor ca la nevoie să apeleze și la alte mijloace de transport puse la dispoziție de către autoritățile locale, cum sunt bicicletele, care pot fi folosite gratuit.
Craiova, Târgu Jiu și Târgu Secuiesc au intrat în finala pentru Capitala Tineretului 2023, după prima rundă a procesului de jurizare. În cea de-a doua rundă, orașele finaliste trebuie să-și dezvolte dosarul de candidatură și să-l depună până în 1 octombrie. Orașul câștigător va fi anunțat la Constanța în 9 octombrie, în cadrul Summitului Tinerilor, ediția a 6-a. De asemenea, va primi un premiu în valoare de 50.000 de euro și va deține titlul de Capitala Tineretului din România în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023. Jurizarea candidaturilor se va face de către un juriu independent în funcție de câteva criterii, printre care motivația care a stat la baza fundamentării candidaturii, coerența viziunii, a misiunii și a obiectivelor și corelarea proiectelor propuse cu strategii și documente de politici publice de tineret. Echipa câștigătoare va avea oportunitatea de a dezvolta un program tematic anual care vizează dezvoltarea urbană cu participarea directă a tinerilor. Timișorenii pot participa la dezbaterea publică pe marginea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Proiectul de hotărâre intră miercuri 8 septembrie la ora 17 în dezbatere publică în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara și online prin platforma Zoom. Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor, cetățenii interesați se pot adresa în scris Direcției Secretariat General Serviciul Administrație Locale sau în format electronic la adresa de e-mail afișată pe ecran, până în data de 6 septembrie la ora 12. Persoanele care doresc să participe online la dezbatere vor anunța până cel târziu în 6 septembrie la ora 15 intenția de participare la aceeași adresă de e-mail afișată pe ecran, unde vor preciza numele, numărul de telefon, adresa de e-mail pentru transmiterea invitației online în vederea participării la ședință prin intermediul platformei online. Doritorii vor putea lua cuvântul doar 3 minute și doar pe subiectul taxe și impozite locale în 2022. Autoritățile timișene au impus restricții suplimentare în comuna Denta din județul Timiș, unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 este de 3,12 cazuri la 1000 de locuitori. Restricții se impun și în localitățile Dudești Noi și Jebel, unde rata de infectare este de 2,51, respectiv 2,46 la 1000 de locuitori. În aceste localități nu pot fi desfășurate spectacole și evenimente în interior, concerte în aer liber, festivaluri publice sau private, activități sportive ori evenimente private. Restaurantele, cafenelele, barurile, cluburile sau operatorii din domeniul jocurilor de noroc nu vor avea deschis în interior. Măsurile intră în vigoare astăzi, 31 august. Mai mult, localitatea Ignești din județul Arad intră tot de astăzi, timp de 14 zile, sub incidența restricțiilor specifice zonei roșii. Se vor închide localurile și vor fi interzise evenimentele publice sau private. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vor fi restricții de circulație între orele 20 și 5 dimineața. Tot atunci, magazinele pot fi deschise doar între orele 5 dimineața și 18 cu anumite excepții. Interzicerea circulației și limitarea programului magazinelor se vor ridica imediat după ce incidența din localitate va coborî sub 3,5 la 1000 de locuitori. Măsuri similare zonei roșii se aplică deja și în comuna Desna, unde rata de incidență este de 5,31 de cazuri la 1000 de locuitori. Schiorii sau turiștii care vin în stațiunea montană Parâng vor avea de respectat un regulament pentru a nu-și pune viața în pericol și nici pe a celorlalți. Prevederile documentului se aplică și în cazul cabanierilor. Astfel, oamenii trebuie să-și adapteze viteza și maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiției fizice, stării zăpezii, gradului de dificultate al pârtiei, condițiilor atmosferice și densității traficului de pe pârtie. Trebuie să evite staționarea pe pârtie, mai ales în zonele înguste ale acesteia, ori pe cele lipsite de vizibilitate, iar în cazul căderii să elibereze pârtia în cel mai scurt timp posibil. Circulația persoanelor fără echipament deschis se va face doar pe potecile turistice marcate deschise în masivul Parâng sau pe marginea pârtiilor, unul în spatele celuilalt, cu atenție sporită, acolo unde nu există potecă sau poteca întâlnește pârtia de schi. Regulamentul mai prevede că accesul cu animalele de companie sau cu autoturismele este strict interzis. Bugetarii din România ar putea fi obligați să se testeze periodic sau să se vaccineze împotriva COVID-19. Dacă campania de vaccinare nu-și va atinge scopul, persoanele care intră în contact direct cu populația, cum ar fi cadrele medicale, polițiștii, cadrele didactice, ar fi obligate să se testeze periodic sau să se vaccineze împotriva virusului SARS-CoV-2. În 1 septembrie, numărul persoanelor vaccinate trebuia să atingă 10 milioane, iar în prezent, în țara noastră, sunt vaccinați cu schemă completă puțin peste 5 milioane de persoane.
Ziua Limbii Române este marcată anual la data de 31 august, începând cu anul 2011. Potrivit prezentei legi, Ziua Limbii Române poate fi sărbătorită de către autoritățile publice din România și de către reprezentanțele diplomatice din străinătate, inclusiv de institutele culturale ale României sau de alte instituții românești de peste hotare, prin organizarea unor programe și manifestări culturale educative cu caracter evocator sau științific. Și în 2021 de Ziua Limbii Române sunt anunțate numeroase evenimente. De exemplu, cea de-a 13-a ediție a Maratonului de Poezie și Jazz, la care și-au anunțat participarea scriitori din toate generațiile, se va desfășura în 31 august de Ziua Limbii Române în grădina Muzeului Național al Literaturii Române. Românii vaccinați vor primi tichete de masă în valoare de 100 de lei, a anunțat ministrul Sănătății. Cei vaccinați cu schema completă vor putea ridica aceste bonuri de masă de la centrul de vaccinare unde s-au imunizat atunci când vor fi disponibile. Ministrul Sănătății a precizat că această măsură reprezintă o recompensare a tuturor persoanelor care au fost vaccinate împotriva COVID-19. În cadrul aceleiași ordonanțe de urgență a fost prelungit și termenul de valabilitate al certificatelor de testare COVID pentru testele antigen. Acestea vor fi valabile pentru 48 de ore, iar testele PCR își mențin valabilitatea de 72 de ore. Ordonanța adoptată luni 30 august urmează să intre în vigoare în momentul în care va fi publicată în Monitorul Oficial. Pacienții cu arsuri vor putea beneficia de concedii medicale pe toată perioada necesară tratamentului și recuperării medicale, este noua ordonanță de urgență adoptată. Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a explicat că este o completare a listei de afecțiuni pentru care se acordă concediile medicale care depășesc perioada obișnuită. De asemenea, a fost adoptată și o altă ordonanță care modifică și completează legea care reglementează modul de funcționare a Agenției Naționale a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România. Potrivit ministrului Sănătății, agenția va fi abilitată să ia măsuri pentru retragerea, interzicerea sau restrângerea introducerii pe piață a anumitor medicamente și dispozitive medicale. Mai mult, poate percepe tarife pentru activitățile pe care le desfășoară. Școlile în care există cabinete medicale, medici și dotare corespunzătoare vor putea fi organizate centre de vaccinare, a anunțat ministrul Sănătății Ioana Mihăilă. Celelalte școli vor putea solicita o caravană mobilă prin mobilizarea unei echipe de la centrele de vaccinare pentru a imuniza elevii. Centrele de vaccinare din orașe vor putea fi mobilizate în școli datorită lipsei de activitate din ultima perioadă. În fiecare unitate de învățământ a fost stabilită o persoană de contact care să mențină legătura între direcțiile de sănătate publică, centrele de vaccinare, profesori și părinți. Ioana Mihăilă consideră că părinții ar trebui să solicite unităților de învățământ informații legate de situația imunizării profesorilor. Populația României este în scădere potrivit ultimelor date statistice. În 1 ianuarie 2021, numărul înregistrat era sub 19,2 milioane de persoane, cu peste 142 de mii mai redus față de 1 ianuarie 2020. Cauza principală este sporul natural negativ, numărul persoanelor decedate depășind numărul născuților, cu peste 120 de mii, arată Institutul Național de Statistică. Populația urbană, precum și cea de sex feminin, sunt majoritare, reprezentând 53,6% respectiv 51% din total. Cu un raport de 124 de persoane vârstnice la 100 de tineri sub 15 ani, fenomenul de îmbătrânire demografică continuă să se accentueze. Toamna ne-ar putea aduce prețuri și mai mari la fructe și legume, este avertismentul asociațiilor de agricultori care reclamă că le-au crescut cheltuielile de producție chiar și cu 200%. În aceste condiții, specialiștii se așteaptă ca în piețe și magazine să ajungă și mai multă marfă din import. Fructele s-au scumpit în medie cu aproape 12% de la începutul anului și pentru legume plătim acum mai mult față de anul 2020. Agricultorii pun scumpirile pe seama cheltuielilor tot mai mari de producție cu energie electrică, gazele naturale și inputurile. În primul semestru, importurile de alimente și animale vii au depășit peste 3 miliarde de euro și au fost cu aproximativ 11% mai mari decât în perioada similară a anului trecut, mai arată cele mai recente statistici oficiale. În Grecia, toți angajații din sănătate vor fi obligați de miercuri 1 septembrie să se vaccineze cu schemă completă împotriva noului coronavirus, iar pentru cei din educație, măsura intră în vigoare la începerea noului an școlar. Autoritățile elene estimează că aproximativ 20% din totalul lucrătorilor din sănătate sunt în continuare nevaccinați, iar la nivel național, ritmul de imunizare a scăzut foarte mult. Cei care refuză vaccinarea vor fi suspendați de la locul de muncă, nu vor primi salariu și în cele din urmă ar putea fi chiar înlocuiți definitiv. Și în Bulgaria, de
deși situația epidemiologică se înrăutățește, sunt anunțate proteste față de măsurile de siguranță impuse de autorități. În decurs de o lună a crescut de 10 ori numărul zilnic al noilor infectări.